Pace, numele meu este Ciprian Ardelean și slujesc în Biserica Baptistă Speranța din Arad ca și păstor stagiar. Dorim să vă salutăm în numele Domnului și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă însuflețească în umblarea dumneavoastră cu Domnul și în cântul pe care îl înălțați și în ziua aceasta și în orice ocazie. Am găsit în Sfânta Scriptură în Vechiul Testament un text deosebit tulburător care vorbește despre o desfășurare muzicală cu mult peste ceea ce este foarte fortissimo și cu mult peste ceea ce va putea să realizeze vreodată foarte fortissimo. Desfășurarea aceasta muzicală este în 2 Samuel, capitolul 6, la versetul 5, unde se spune că David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chibaros, cu arfe, cu leute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Dacă citim întreg pasajul, vom vedea că dincolo de desfășurarea aceasta muzicală extraordinar de impresionantă pe care au adus-o David cu tot poporul și cu 30.000 de oșteni, vedem că Dumnezeu la un moment dat se mânie și pe un om numit Uza îl trăznește pe loc și l-o moare. M-am întrebat adeseori cum Dumnezeu, care locuiește în mijlocul laudelor, care se bucură de laudele noastre, care a avut parte de o astfel de cinstire, am zice noi la prima vedere, atâtor instrumente muzicale, atâtor piepturi, atâtor soldați, oșteni viteji, a împăratului și a întregului popor. Cum de Dumnezeu s-a mâniat, l-a trăznit pe Uza când ei suiau chivotul și când boii erau să răstoarne carul, Uza a pus mâna pe chivot, Domnul a trăznit pe loc. M-am gândit, dar nu i-a plăcut Domnului toată procesiunea? Dar nu i-a plăcut Domnului toate alămurile alea prezente acolo? Dar de ce n-a putut să treacă cu vederea peste episodul acesta și să ia în considerare doar ceea ce era extraordinar de impresionant, muzical vorbind acolo? Am găsit însă că învățătura Vechiului Testament este deosebit de clară și că Dumnezeu care locuiește în mijlocul laudelor se uită și la ceea ce este dincolo de sunetul nostru și dincolo de cântul care ne se înalță de pe buze. Se uită la inima noastră și la viața noastră. Și dacă vă uitați în Vechiul Testament, Scriptura ne spune că în perioada respectivă, deși nouă ne place foarte mult să citim cărțile 1 și 2 Samuel, pentru că sunt relatări fascinante, totuși era o perioadă tulbure din istoria poporului Israel. O perioadă în care oamenii lui Dumnezeu de atunci au necinstit și au neglijat chivotul lui Dumnezeu. Timp de 70 de ani chivotul lui Dumnezeu n-a mai fost în Israel. A fost uitat undeva în țara filisterilor și Dumnezeu însuși a făcut ca al său chivot să se întoarcă înapoi. 70 de ani oamenii n-au avut chivotul în Israel. Și Uza și Ahio, care cârmuiau lucrurile acolo ca și slujitori, n-aveau 70 de ani. De unde știu lucrul ăsta? Pentru că leviții se pensionau la 50 de ani în Vechiul Testament. Uza și Ahio au crescut fără chivotul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, ne rugăm și am văzut pasiune pentru noi generații care să vină și să cânte, dar să nu cânte fără chivotul lui Dumnezeu, fără a-L cunoaște pe Dumnezeu și a crește tot mai mult în asemănare cu El. În al doilea rând, Scriptura ne spune aici că oamenii lui Dumnezeu au necinstit chivotul, punând mâna pe el. În Vechiul Testament, Scriptura ne spune că acel chivot al lui Dumnezeu n-avea voie să fie purtat decât doar de un anumit neam al chehatiților, care îl purtau pe umeri. Aici, Scriptura ne spune că oamenii l-au pus într-un car nou, la care au pus niște boi și așa au purtat chivotul Domnului. Nu așa cum Domnul le-a cerut și nu așa cum Domnul a vrut. De unde au învățat din chestia asta? Dacă citim înainte, în cărțile istorice, vom vedea că filistenii, când s-au hotărât să trimită chivotul înapoi în Israel pentru că au fost loviți de Domnul cu mari încercări, l-au pus într-o căruță. Și poporul Israel s-a comportat cu Dumnezeul lui exact așa cum lumea s-a comportat cu Dumnezeu. Dragii mei, tot ceea ce este în jurul lumei nu trebuie să fie niciodată sursă de inspirație pentru felul în care ne închinăm noi Domnului. Avem Scriptura și ne comportăm cu Domnul așa cum El vrea. Nu așa cum oamenii se comportă cu Domnul sau așa cum ei cred că e mai bine. Ne comportăm cu Domnul așa cum dorește El. Scriptura ne spune mai apoi că David și tot poporul s-a înfiorat când Domnul l-a trăznit pe Uza. Și noi întrebăm, dar Domnul se mânie? Domnul se mânie atunci când nu este cinstit. Psalmul 2 spune, dați cinste fiului ca să nu se mânie. Și David a zis, trimit chivotul acesta în casa unui alt om, pe nume Obededom din Gat. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obededom din Gat.
Pentru că al său chivot a fost acolo. Dar vă întreb, unde credeți că a așezat o de Domn din gat chivotul Domnului? L-a așezat în pod cu alte lucruri învechite și prăfuite? L-a așezat undeva în pivniță? Oare cum să fi purtat cu familia când a stat chivot acolo? Oare cum să fi comportat copiii lui cu el? Oare cum a fost atmosfera în casa aceea? Cu siguranță că a fost cinstit Domnul, pentru că El a binecuvântat casa aceea. Oriunde este cinstit Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântă. Așa că în mijlocul laudelor și a desfășurării muzicale, am vrea să dăm cinste Domnului. Poate mă întrebați, dar astăzi nu mai avem chivot. Așa că poate nu mi se aplică ce-i scris aici. Ba da, avem chivot. Și chivotul nostru este Iisus Hristos. De unde știm asta? În chivotul lui Dumnezeu din vechime, se găseau câteva lucruri. Se găsea toiagul lui Aron, se găseau tablele legii și un vas cu mană. Și Domnul Iisus în Ioan 14 spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt calea, corespondentul toiagului lui Aron care a arătat drumul. Eu sunt adevărul, corespondentul tablelor legii. Cuvântul tău este adevărul. Și eu sunt viața, vasul cu mană. Părinții voștri au mâncat mană în pustie, spunea Iisus. Dar pâinea care se coboară din ceruri este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară și eu sunt pâinea aceasta. Haideți să-L cinstim pe Dumnezeu, pentru că El se uită, dragii mei, dincolo de alămurile noastre, dincolo de sunetele noastre, se uită la inima noastră și fie ca noi împreună cu cântul nostru pe care îl înălțăm Domnului să fim curați și plăcuți în fața Lui, ca slava Lui să fie mărită tot mai mult. Amin? Amin.